La trestuța cu povești, la noi ați poposit și faci tot ce-ți dorești. Avem prinți și prințese, copii talentați, povești nemuritoare pentru copii mămici și tați. Bună dimineața! Ești odihnită! Bună dimineața, George! Bună dimineața, dragi copii noștri! Bună dimineața, dragi copii, dragi bunici, dragi părinți, dragi pisici și căței! Da, bine! Ne-am întors! Ne-am întors, da! După un concediu minunat, ca de altfel după toți care au petrecut un concediu lung și frumos, vara a trecut, din păcate, dar a venit toamna, însă cu bune, pentru că începe școala. Astăzi este ultima sâmbătă, ultimul weekend înaintea începerii noului an școlar 2016-2017. Georgi, cum a trecut timpul așa de repede? Vai, nu știu, chiar mă gândeam acum când am început eu școala, când am început primul an școlar în 1990. M-ai speriat. Chiar la 1900. A fost, da, am văzut chiar o chestie foarte drăguță, că azi împlinesc 116 ani de când a fost 1900 toamna. Așadar, atunci am început primii pași la școală și era foarte emoționată. Aveam două codițe așa mari cu funtițe, așa albe, și codițele mari așa bufante și cu uniformă. Ei, dragii noștri, astăzi noi suntem la grădinița Bambi din Arad, unde nu suntem cu codițe, cu funtițe, acum suntem puțin mai modern, pentru că eu știți, tradițională, tu modernă. Da, ea este cea tradițională, eu sunt cea modernă. Copilașii au venit din nou la grădiniță. Nu au venit sâmbătă. Noi suntem sâmbătă, azi este o zi mai specială, am făcut o magie și ei au ajuns aici la grădiniță să pregătească de începerea noului an școlar. Bineînțeles că au și emoții. Și pentru noi avem că emoții. Unii trec din grupa mai mică într-o grupă mai mare, au mai crescut, să știți că s-au și înălțat, mulți dintre ei îi veți recunoaște pentru că sunt câțiva care fac parte din echipa Trestuța cu povești. Și unii dintre ei sunt deja pregătiți pentru ca să meargă la școală, în clasa 0, așa că deja fac primii pași într-o altă formă de învățământ și au mai mari emoții. Îți dai seama că se schimbă totul în ei și în felul în care o să ducă mai departe viața. Este un alt pas în viață, un pas important și vreau să nu mai vorbesc atât de mult cum vorbeam în fiecare an și în fiecare emisiune, să-i lăsăm pe ei să vorbească și să spună și ce au făcut în acest minunat concert, în această vacanță de care și noi ne amintim cu drag. Georgi, unde mi-e colacul? Păi, colacul este, bineînțeles, la Salvamar, unde te așteaptă și anul viitor să mergi la mare, să te reîntâlnești pe plajă cu el, nu aici, Andra, dar pare rău. Geamantanele, bagajele, le-ai lăsat în portbagaj? Geamantane, da, și geamandura a rămas înapoi. Ai lăsat în portbagaj și costumele noastre. De aceea nu suntem noi îmbrăcați, dar nu e Georgi de vină, eu sunt de vină, pentru că am spus că noi fiind aici la grădiniță, haideți să fim și noi îmbrăcați ca niște, nu grădinari. Deci eu sunt ca o școlariță, nu știu, deci fretina, am codițe, am coroniță de floricele, tu ești îmbrăcată ca doamna învățătoare, sunt ca și eleva, așa îmi place. Doamna educatoare, da, eu sunt o educatoare care iubesc foarte mult copilașii, dar haideți să mergem să-i vedem și să-i cunoaștem și pe ei. Bună dimineața! Dragii noștri, suntem aici la grădiniță într-o grupă care este plină de copilași mari. Sunt cei mai mari copii din grădiniță, în grupa mare. Bună dimineața, cum te numești tu? Și în ce grupă ești? Eliza. Eliza și mai Giorgio. Și în ce grupă ești? În grupa albinuțelor. Din grupa mijlocie, în ce grupă? În grupa mare. Ai emoții că începe un alt an școlar? Da. De ce? Pentru că o să fiu o școlăriță. Anul viitor vei fi școlăriță, dar acum te vei pregăti pentru acest pas, da? Spune, unde ai fost în vacanța mare? La Cannes, în Franța. Și ți-a plăcut cel mai mult acolo? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? La plajă. Ai stat la plajă, te-ai brânzat? Ia să vedem, din de mânuță așa, să vedem, te-ai brânzat? S-a brânzat. E chiar mai brânzată decât mine. Bravo, mulțumesc, Eliza. Bună dimineața, cum te numești?
Carla. Carla și mai cum? Nicolae. Ia uite-te acolo în cameră și fă-le cu mâna la mami și la ta. Și spune-ne tu nouă, unde ai fost în vacanța mare, Carla? În Turcia. Și ți-a plăcut? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult să faci acolo? Să... Ai notat? Da. Știi să not sau cu un colac? Știu să not. Aici avem și notători. Bravo! Spune-mi cu cine ai fost la în Turcia? Cu mama și cu tata. Și știu că mai ai un frățior. Da. Ai luat și pe el? E prea mic. E prea mic. Cu zaranul viitor îl vei lua, da? Da. Bun, draga mea, bună dimineața. Diana, te numești? Da. Diana și mai cum? Diana Alexandra Simionovici. Și câți ani e Diana? 5. Spune-mi tu, ai fost în vacanța mare plecată undeva? Da. Unde ai fost? La mare. Ia-te acolo în cameră și fă-le cu mâna părinților tăi și spune ce ți-a plăcut cel mai mult la mare. Cel mai mult la mare mi-a plăcut să stau în apă și să not cu colac. Nu știi încă să not? Nu. La noi la Marea Neagră ai fost în țară sau unde? Da, la noi la Marea Neagră, în țară, la Constanța. La Constanța, felicitări! Și eu sunt de acord de a merge la noi la Marea Neagră, pentru că avem o țară foarte frumoasă și trebuie să-l dezvoltăm turismul nostru. Bună dimineața! Cum te numești tu? Amelia. Amelia, și mai cum? Benia. Amelia, am mai fost la noi în emisiune de mai multe ori la Trăsuța cu povești, nu-i așa? Da. Ce ai făcut în vara aceasta, Ami? M-am dus la mare. Da? Și ce ai făcut la mare? Am stat 10 zile. Te-ai dus la mare ca să stai 10 zile acolo, nu? Ca să nu stai acasă. Da. Dar te-ai distrat? Da. Am înțeles. Și cu cine mi-ai fost la mare? Cu mama și cu tati și cu bunii. Da. Pe sora ta n-ai luat-o? Ba. Am înțeles. Bun, m-am liniștit. Spune-ne, acum începe un nou an de grădiniță, nu? Cum o să fie acum? O să fie mai greu decât anul trecut? Nu știu. Nu știu, dar emoții? Te-ai pregătit? O să fie oare mai complicat? Trebuie să înveți. Uite, văd aici că ai o fișă foarte frumoasă cu cifre și cu litere. Asta tu o faci? Da. Și știi tu să scrii așa literele și cifrele? Ce știi să scrii? Cifrele știi? Da. Da? Bravo, foarte bine. Bună dimineața, tu cum te numești? Bianca. Și tu câți ani ai, Bianca? 6. Tu mergi la școală? Da. În ce clasă? 0. Dar te-ai pregătit pentru școală. Ce o să se întâmple acum la școală, știi? Dar unde să mergi la școală? Arenela la 4. Și acolo cum e? E ca la grădiniță cu jocuri sau cum e acolo în sală? Nu știi? Ai fost vreodată să vezi cum e înăuntru? Cine a fost? Ai fost vreodată să vezi cum e la școală? Da. Cum e la școală? La școală te mai joci uneori, căci doamna învățătoare îți pregătește jocuri și în a doua sau în a treia zi de școală îți dă niște caiete, 3 caiete, română, matematică și dezvoltare personală. Și ce faci cu caietele? În fiecare zi îți scoți ce caiet spune doamna învățătoare și începi să lucrezi pe el. Doamna ne citește cerințele și apoi noi le facem. Și vă dă și note? Notele încă nu, dar suntem la ștampile portocalii și roșii cu inimioare și buline negre. Înțeles. Pe tine cum te cheamă? Mă numesc Iris Maria Stănescu. Vă rog frumos și tu, Iris și Bianca, să vă uitați acolo la cameră și să faceți așa cu mânuța, da, așa. Și tu, Ami, la fel, uite-te acolo așa la cameră, așa. Și așa de început de an școlar, așa, pentru copiii care se uită și zic, uai de mine, cum o să fie la școală, să fie greu. Ce-ți sfat le dați? Să aibă emoții? Eu le dau sfatul să fie calm și să se gândească că se vor simți bine și că vor învăța. Și vor învăța să scrie, să citească. Extraordinar, Iris, dacă ar fi toți copiii ca și tine, ar merge cu drag în fiecare zi la școală. Sigur, Bianca, tu ce sfat le dai copil? Ar fi doar un pic trist dacă ar lua comportamentul care nu trebuie. Așa este, trebuie să ne purtăm și frumos, nu? Cum ne purtăm la școală? Tu știi, Bianca, cum te comporți? Un copil cum se comportă la școală?
Nu știu. La școală trebuie să stai cu minte în bancă și să nu vorbești. Dacă vorbești, vei primi bulină ori în timpul orei, ori la finalul orelor. Și între timp ce stai în bancă, te uiți la doamna învățătoare și doamna învățătoare scrie pe tablă și noi trebuie să facem ce scrie pe tablă. Se vede treaba că de-abia aștept să înceapă școala, nu-i așa, Iris? Da. Se vede că o să fii un copil tare bun. Vă doresc mult succes în noul an școlar, în primul vostru an școlar și mergem mai departe. Bună dimineața, draga mea, cum te numești? Bianca. Bianca și mai cum? Diaconu. Bianca, diaconu, draga mea, fă-le acolo cu mânuța părinților tăi și lași așa emoțiile deoparte și spune-ne tu, în ce grupă ești tu acum? În grupa mare. Ai trecut în grupa mare, spune-mi tu, în vacanța mare, ai fost plecată undeva? Da, în Grecia la mare. Și îți pare rău după vacanță? Da, mi-e dor. Ți-e dor și mie să știi că mi-e tare dor. Georgi nu râde, dar mi-e chiar tare dor. A trecut atât de repede, lucrurile repede, frumoase se termină repede, trec repede, dar Bianca, anul viitor vom merge din nou în vacanță. Da, și am stat 8 zile la mare. Și te-ai distrat? Da. Wow, tu, Leon, te-ai distrat la mare? Da. Sau n-ai fost la mare? Anul ăsta n-am fost. Anul ăsta n-ai fost la mare? Cum te numești tu? Hai să le spunești celor de acasă să te cunoască. Ia uite-te acolo în cameră, că ești un băiat așa de frumos. Leon și mai cum? Alexander. Alexander și mai cum? Iga. Iga. Deci tu n-ai fost anul acesta la mare, dar unde ai fost? În vacanță. Am fost la casa de vacanță. Deci tu te-ai fost plecat? Păi da. Da, dar eu știu că ai fost de mai multe ori plecat anul acesta. E adevărat? Da. Și te-ai distrat? Ia uite, așa bronzat este Leon. Este, cred că, foarte bronzat, mai bronzat decât mine. Și spune-mi, te rog, un secret. Îți este dor de vacanța mare, care tocmai a plecat? Da. Cât de dor? Ia, cum plângi tu? Foarte. Foarte dor. Sebi, tu ai fost plecat în vacanța mare undeva? Ia-mi spune-mi acolo în cameră și spune cum te numești. Sebi. Sebi și mai cum? Covaci. Uite-te în sus cu ochișorii acolo să vadă ca ce băiețel frumos avem noi. Și unde ai fost plecat în vacanță? În Turcia. Ți-a plăcut acolo? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cum te-ai distrat? Cum te-ai distrat, Sebi? Știi să noți? Ai notat? Da. Cu ce ai notat? Uite-te în sus și fă-le cu mânuța la mamă și la tati. Anul viitor vrei să mai mergi la mare? Mai vrei? Deci mami și tati lui Sebi trebuie să știți că anul viitor și el vrea să meargă la mare. De altfel, cred că toți copilașii vor să meargă din nou în vacanță. Haideți să vedem mai departe ce copilași pe unde au fost. Dragi prieteni, lângă mine se află deja bine cunoscută vedetă a emisiunii Treisuța cu povești. Se numește Mihai și mai cum? Petrenia Mocanu. Mă, Mihai, Petrenia Mocanu, unde ai fost în vacanță? În Cipru. Dar ce ai făcut acolo în Cipru? M-am distrat. Trebuie să mergi în Cipru ca să te distrezi? Câte zile ai stat acolo? O lună. O lună și nu te-ai plictisit? Am înțeles. Dar ce ai făcut acolo? M-am scufundat. Te-ai scufundat? Și te-a salvat cineva? Și se n-a singur. Înțeles. Și acum te pregătești de ultimul an de grădiniță, nu-i așa? Și pe urmă o să mergi la școală? La toamnă. Dar ia spune, Mihai, ce se întâmplă primul an de grădiniță? E greu? Ce o să faceți acum? În ultimul an de grădiniță, pardon. Nu știu. Deci să te pregătești, să scrii, să știi literele. Știu și numele meu. Să scrii numele tău, știi? Da. Și cum se scrie? A. Adică M. A. M. I. I. A. A. I. I. Am înțeles. Și lângă tine cine se află? Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Luca, tu câți anișori ai? 4 ani și 11 luni. Mă, Luca, tu ești iarăși o foarte bine cunoscută vedetă din trupa noastră de teatru. Ia spune-mi, Luca, tu te pregătești de ultimul an de grădiniță, nu-i așa? Da. Și pe urmă mergi la școală? Da. Ți-ai cumpărat deja ghiozdan? Da. Și ce conține ghiozdanul tău?
mulți bani. Un ghiozdan de școală să aibă mulți bani? Da. Și mai ce? Și acolo se pun lucruri. Ce lucruri? Acolo mai se pune lanternă. Mai se pune acolo și servetele, mai se pune de toate. E mai întunecos așa la școală, nu? Sau de ce ai nevoie de lanternă? Ca să aprind cu lanterna unde e întuneric. Am înțeles. Bine. Bun, și lângă noi aici se află partea cealaltă, o altă frumoasă tare, scumpă fetiță. Bună dimineața! Aici lângă mine. Bună dimineața! Uite, drag, așa frumos cu tău cu scaunul. Uite, de acolo la părinții tăi și pe lecumul ăsta. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te cheamă pe tine? Ana. Ana, și mai cum? Ana Maria Pacșa. Ana Maria Pacșa, tu ai fost în vacanță undeva? Da, în Grecia. Și tu ce ai făcut acolo în Grecia? M-am jucat. Cu ce? Cu grecii? Nu! Da, cu ce? Ar veni și alți prieteni. A, cu alți prieteni români, nu? Da. Am înțeles. Și acolo ai fost la munte sau la mare sau unde ai fost? În peșteri? Am fost în apă. Ai fost în apă? Știi să noți? Da, știu cu colac. Da? Dar cum se noată? Cum, arată-mi și mie cum se noată cu mâinile. Cum faci cu mâinile? Așa? Și nu te înnești dacă faci așa? Și așa ai făcut și tu? Nu. Nu te-ai făcut așa? Și, da? Dar, bine, dar tu... Da? Și tu te-ai scufundat și tu ca și Mihai? Eu nu. Deci scufundări numai în Cipru, dacă vrei să noți așa, în Grecia, nu? Da. Și câți ani ai tu, Ana? 4 ani și 6 luni. Și anul viitor mergi tu la școală? Da. Dar eu știu că aici lângă noi se află și frățiorul tău, e adevărat? Da. Și el merge la școală, așa e? Uite, să dăm microfonul lui Andrade să vorbească și cu frățiorul tău. Să ne spună el cum este să meargă la școală. Bună dimineața! Bună dimineața! Încă ești somnoros! Cum te numești, dragul meu? Vlad. Mai tare, Vlad și mai cum? Vlad Bobiș. Nu. Da, cum? Vlad Ian Pacșa. Vlad Ian Pacșa. Dragul meu, ai fost și tu plecat în vacanță. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult în vacanța mare? Dar uite-te acolo în cameră, să vadă toată lumea. Să înnoți. Îți place să înnoți? Da. Știi foarte bine să înnoți. Anul viitor îmi promis că mă înveți și pe mine. Nu știu chiar atât de bine. Dar vei învăța și mai bine. Până dimineața, cum te numești tu? Eu mă numesc Girigana Alexandru și Constantin. Ia să le facem acolo cu mâna părinților noștri. Vreau să spun că mămica lui, Otilia, este colega mea. Otilia, dragă, te pupăm. Ți l-am furat puțin pe fiul tău, dar haide să vedem ce ne spune el, dacă i-a plăcut și ce a plăcut cel mai mult în vacanța mare. Mi-a plăcut să merg la plajă. Unde ai fost tu la plajă? La noi în țară? Da, la două. La două plaje? Da. Pe care dintre ele? Costinești? Nu, am fost la Vama Veche și la Mangalia. Să știi că și eu am fost la Vama Veche și mi-a plăcut foarte mult. Chiar este foarte, foarte frumos și am amenajat extraordinar de frumos acolo. Dragul meu, eu din câte știu, ești deja la școală, este adevărat? Da. În ce clasă vei trece în acest an școlar? În a doua. Clasa a doua, ai emoții? Da. De ce? Că joc fotbal cu clasa a patra și sper să nu pățesc ceva. Dragul de el, lasă, uite, noi îți urăm mult succes și poate vei ajunge și tu un mare fotbalist, să te vedem acolo pe sticlă, da? Da. Și tu, dragul meu, am auzit, mi-a spus și mie cineva, că în acest an, unde vei merge? Rămâi la grădiniță? Dar unde mergi? La școală. Oh, din acest an vei fi școlar. Ți-ai pregătit ghiozdanul? Da. Și ce ți-ai mai cumpărat acolo în ghiozdan? Că trebuie să ai multe de acum, ca școlar vei avea multe într-un ghiozdan. Penar? Încă nu ți-ai luat penar?
mai ai o zi, mâine, duminică te duci repede, repede și cumperi un penar, da, cu mami împreună. Dar spune-mi tu mie, dragul meu, ce ți-a plăcut în vacanța mare cel mai mult? Ah, te-am întrebat, scuză-mă. Atunci să te întreb la ce școală vei merge. Că uite, acest lucru important am uitat să te întreb. La generala 5. La generala 5, îți urăm mult succes. Uite, salut și tu pe părinții tăi. Hai să vedem aici, mai este alături de noi încă un băiețel frumușel. Nu este doar prietenul tău, George, spune de acolo că este prietenul ei. Da, este și prietenul ei și prietenul meu. Este prietenul Trăistuței cu povești, pentru că și el a fost de multe ori la noi în emisiune și îl mai așteptăm, chiar dacă îi va fi puțin mai greu, deoarece va fi din acest an școlar. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te numești tu? Lăduț Giurgiu Emil. Lăduț, spune-mi, de acum ai emoții și mai mari? Începerea anului școlar, nou. Un pic, așa. Păi, vei fi școlar, e adevărat? Da. La ce școală vei merge? La liceu pedagogic. La liceu pedagogic. Spune-mi, te rog, ți-ai pregătit ghiozdanul? Da. Și ți-ai cumpărat tot ce trebuie în el? Penar, caiete sau încă mai așteptăm? Caiete mi-am cumpărat și penar și... Deci el este un școlar perfect, care și-a pregătit tot ce trebuie, doar emoțiile încă nu sunt chiar pregătite, dar noi îți urăm mult succes, dragul nostru, dar nu înainte de a te întreba cum a fost în vacanța mare. Eu am fost în vacanță în Elveția. Așa. Și îți pare rău că s-a terminat vacanța mare? Un pic, așa. Nouă ne pare puțin mai rău, mai mult celor mari, pentru că nouă ni se pare că timpul trece foarte repede. George, acolo, mulțumesc, dragă Vlăduț. Mai avem o fetiță, te rog, ia să o întrebăm și pe ea. Da, hai să o întrebăm, o întreb eu. Bună dimineața, draga mea. Ia uite-te acolo în cameră, la Denis. Și spune-ne cum te numești tu. Alexandra și mai cum? Alexandra Bobiș? Cum te cheamă? Alexandra și mai cum? La câți ani ai, îmi spui? Sau în ce grupă ești acum în acest an școlar, îmi spui? Grupa mare. Spune-și tu. Iar emoții, dragii noștri, dar noi acum vrem să mergem la niște copilași care sunt puțin mai mici. Am început de la cei mari la cei mici. Mai avem aici, îmi spune George, mi-atrage atenția, niște copilași tare cumiți pe care nu i-am uitat. Dar vreau să vă spun că sunt atât de cuminți încât nu vine să cred. Cum o cheamă pe educatoarea voastră? Cum o cheamă? Andrada Bobiș. Andrada Bobiș, asta nu mă gândeam. Pe tine te cheamă Andrada Bobiș? Nu. A, nu ești tu educatoarea copiilor? Nu. A, nu? Dar cine este? Unde e Andradi? Unde? Acolo, mă arăt să zică. Sora Geamănă Andrada e colegii noastre, colegii mele de la Trăistuța cu povești. Sora ei Geamănă este cea care lucrează cu acești copii minunați, bravo ei. Bună dimineața! Cum te cheamă pe tine? Clara. Clara, și mai cum? Kiș. Și câți ani ai tu, Clara, Kiș? 5. 5, tu ai fost în vacanță undeva? Da. Unde? În Turcia. Dar ce ai făcut în Turcia? Ai muncit? Da. Am înțeles. La muncă. Și ce ai muncit acolo? M-am jucat. Oh, și te-a plătit pentru chestia asta? Foarte frumos. Spune-ne cât... Și acolo ce ai făcut? Ne-ai jucat? Unde te-ai jucat? Pe nisip? În apă? Nisip. Da? În apă te-ai băgat? Da. Ai făcut și tu scufundări ca și Mihai sau nu? Nu. Am înțeles. Și acum începi ultimul an de grădiniță, nu-i așa? Da. Ai emoții? Nu. Dar ce trebuie să faci în anul acesta? Trebuie să înveți ceva? Ce e acolo pe fișa asta? Ce scrie acolo? Ce trebuie să faci? Să colorezi și să desenezi. Am înțeles. Dar pentru școală văd că aici ai și niște cifre. Trebuie să înveți și cifrele? Da. Și le știi? Da. Se vede treaba că ești pregătită de a merge la școală, nu? Da. Am înțeles. Bună dimineața. Pe tine cum te cheamă? Eu mă cheamă David Marcoi. David,
Tu unde ai fost în vacanță? La strand și m-am dat pe topogan din alea 4. Așa. Și m-am scufundat singur. Și tu și ai ieșit tu singur la suprafață? Da. Doamne, și nu ți-a fost frică? Am scos. Am înțeles. Bun, și știi să înoți? Cum înoți tu? Iarătă-mi și tu cum înoți. Da, mâinile mai sus ca să vadă și ce de-a. Așa. Așa. Și pe spate, știi? Da. Cum se face pe spate? Cum se face? Oh, super, așa. Și când te scufunzi, cum faci? Așa, te ții la nas? Bine, m-am dat fotopogan de sus până jos și când am venit jos... Am înțeles, super. Uite, avem și prima lecție de înot, Andrada. Așa, și acum tu mergi la grădiniță în ultimul an, nu-i așa? Da. Ești cel mai mare din grădii, cum ar veni? Da. Te simți bine? Da. Și acum ce o să înveți în anul ăsta, știi? Vi s-a spus? Ce o să învățați? O să învățăm literele. E greu? Nu. Nu e greu, nu? Nu e greu. Și cifrele? 3. 3 cifre știi? 10. 10 știi, bravo, foarte bine. Și că aici lângă noi mai este încă o fetiță frumoasă. Bună dimineața, cum te numești? Alicia. Și mai cum? Carmina. Ia spune-mi, Alicia, tu unde ai fost în vacanța aceasta? La mare și la strand. Bravo, bă, că ești bronzată. Ia spune-mi, ți-a plăcut? Da. Și îți pare rău că a trecut vacanța? Da. Dar te bucur când te întâlnești cu educatoarea ta? A? Da. Și o să fie ultimul an, nu-i așa, de grădiniță și pentru tine? Păi, așa se pare. Așa se pare. Bun. Dar o să fie pe urmă, vine școala pe urmă, să fie și mai frumos. Crezi că o să fie frumos la școală? Da. Am înțeles. Bine, uite, pentru cei care ne privesc, le dai un sfat, care încep și ei ca și tine acum ultimul an de grădiniță, care au emoții și care plâng și nu vor să vină la grădiniță. Ce le spui tu? Să aibă încredere în toți. Am înțeles. Și doamna... ajutătoare. Așa, uite toți așa, uitați-vă la cameră și faceți așa, ziceți ciao! Dragii noștri, la grupa mică, doamna educatoare Otilia ne ajută de acolo, din spatele camerelor. Ce grupă sunt aici? Grupa? Grupa piticilor. Grupa piticilor. Da, grupa piticilor. Să acolo pe părinții noștri, dragii noștri. Uitați-vă la cameră. Ciao. Ei acum ne vom, cum le spunem? Ciao! Noi suntem foarte cuminți, ne jucăm, construim. George a construit deja ceva foarte frumos. Se vede? Ia uitați acolo, Denis, se vede? Se străduiește. Hai să vedem, aici avem un băiețel tare cu minte și drăgălaș. Cum te numești tu? Bună dimineața! Cum te numești? Ades. Și mai cum? Ion. Și ce construiești acolo? Ai făcut un avion? Da. Spune-mi tu mie, cum ți s-a părut vacanța mare? Lungă? Da. Pentru ei, clar, le s-a părut o vacanță lungă. Sunt mai mititei, dragii de ei. Dar, în schimb, știu multe lucruri. Sunt foarte cumiți, după cum vedeți. Mai avem aici un băiețel. Bună dimineața, cum te numești? Ia microfon. Și te uiți acolo, la cameră. Și te prezint, cum te numești? Marcus. Și mai cum? Uite-te acolo, la cameră. Marcus Feier. Câți anișori ai tu, Marcus? 3. Da. Ai fost în vacanță undeva? Da, eu am fost numai în Grecia și acolo am stat toată ziua. Na, ce sărac facă săracul de el? Și ai stat mult acolo așa numai în Grecia? Cât o lună. Hai de mine, cât o lună. Am zis că mă ia și pe mine în Grecia, dar... Anul viitor, stai liniștit. Nu, mi-a pregătit și port bagajul, dar erau multe bagaje și n-am mai avut loc. Dar mi-ai promis că mă ia anul viitor, da? Victoria, bună dimineața!
Ai fost în vacanță, Victoria? Da. Unde ai fost? La mare. Și a fost greu la mare? Da. A fost greu, așa? Ai muncit în fiecare zi? Da. Și te-au plătit pentru asta? Da. Oh, asta e bine. Câți bani ai câștigat? 3. Lei? 3. 3 lei pe zi? Da. Oh, e foarte bine. Și acum vei începe grădinița, nu? Te bucuri? Da. Bravo. În ce grupă ești tu acum? Știi să ne spui? În grupa petițelor. Da, ai fost Bravo. În grupa mică și acum ai ajuns în grupa? Sau nu, ai fost în grupa mini-mică? Și acum ești în grupa mică? Da. Ai crescut una. Da. Da, foarte bine. Și aici aveam o conferință foarte frumoasă. Bună dimineața, cum te cheamă? Ioana. Ioana, câți ani ai? 3. 3 ani? Ai fost în vacanță? Uh-uh. N-ai fost în vacanță? Am fost la apă. Ah, bun, mai bine la apă. Și acolo ce ai făcut la apă? M-am ducat. Tot timpul? Da. Ai lucrat în vara asta? Nu cred că. Nu crezi că? Da, unde ai fost la apă? Unde? Cu avionul. O trebuie să mergi cu avionul până acolo? Da. Departe, nu? Câte ore ai făcut cu avionul? Exact. Am dat mult acolo, la apă. Da? Da, și până n-am dus acasă. Și acasă ce ai făcut? M-am dus acasă. Asta e. Am înțeles. Foarte bine. Aici am un băiețel tare drăgălaș și blond, ca și mine. Bună dimineața! Spui și tu bună dimineața. Bună dimineața. Zic că e somnoros. Cum te numești? Alex. Alex și mai cum? Și cum te numești? Ce tare. Are emoții. Spune-mi tu ce ai construit aici, să ne zici și nouă, că eu nu-mi dau seama. Două fătiți. Două? Da. Două ce? Două fătiți duros. Floricici, îmi șoptește educatoarea, doamna educatoare, că n-am înțeles eu exact, dar dumneai cunoaște mai bine. Două floricici, două floricele ai construit. Da. Foarte frumoase, le vei duce cui? La tata. La tata. Bun, eu ziceam că mamei, dar e bine și tatălui, pe care salutăm cum îi facem cu mâna la mami și la tati. Uită-te acolo în cameră. Acolo, la cameră, da? Și aici mai avem o domnișoară tare drăgălașă, care vreau să văd și eu cum se numește. Maria de Ofana. Ce ai construit tu acolo? Un avion. Ia fă-i cu mânuța la mami și la tati. Și aici mai e domnișoară, cum se numește? Haide, Milena, îmi dai un pusi măcar, un pusi. S-a rușinat, dragii de ei, sunt mai micuți și este absolut normal. Mergem mai departe să cunoaștem și alți copilași. Dragii noștri, aici este mare liniște. Este o grupă unde copilașii de asemenea sunt și aici foarte cumiți. Sunt foarte curioasă, Georgie, ce fac ei? Ce grupă este aici? Eu nu am ochelarii la mine. Haideți să batem la ușă să vedem ce se întâmplă înăuntru. Sunt tare curioasă. Dragi prieteni, ne aflăm în grupa iepurașilor și lângă noi se află și doamna educatoare Liliana Sas. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la noi în grupă! Suntem foarte bucuroși că vă avem ca și musafiri. Cum îi salutăm? Bună? Bună dimineața! Doamna educatoare, sunteți pregătite de un nou an de grădi? Da, suntem, anul acesta am crescut, anul trecut am fost grupă mică, acum suntem grupă mijlocie, suntem mai mărișori. Am învățat mai multe lucruri, nu-i așa? Cu siguranță. V-am ascultat spunând povești, hai să-i cunoaște și pe copilași, pe câțiva, bună dimineața. Pe tine cum te cheamă? Giulia. Giulia, fac o munță acolo.
cine? Pentru mine, cum te cheamă? Alexia. Alexia, fă cum îți acolo așa. Ai fost în vacanță, Alexia? Da. Unde ai fost? La mare. La mare? Ți-a plăcut? Da. Am înțeles. Pe tine cum te cheamă? Andreea. Andreea, fă-i cu mânuța acolo la mame și la tate, acolo la cameră. Uite acolo așa. Pe tine cum te cheamă? Ela. Ela, ai fost la mare? Da. Ți-a plăcut? Da. Acum începe grădinița, te bucuri? Da. Așa, pe partea cealaltă se află mulți copii talentați. Da, de asemenea sunt și talentați și cu minți. Bună dimineața, cum te numești? Ia uite-te acolo în cameră. Daria. Daria, și mai cum? Lovac. Ești bucuroasă că a început grădinița? Da. Da, dar puțin somnoroasă. Ai cine este lângă mine deja? Este somnoroasă sau încă este somnoroasă? Bună dimineața. Ia uite-te acolo la cameră. Cum te numești tu, frumusețe? Victoria Mâna Chibălia. Cu siguranță ați înțeles exact cum se numește. Victoria, bună dimineața. Te bucur că a început grădinița? Da. Zi tare. Cât de tare? Da. Tare, 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 tare. Ia uite ce se întreabă George. Ai fost plecat în vacanță? Nu. Mă ajută Daria. Daria, dacă vrei poți să mă ajuți, îi ții tu microfonul, poate are încredere mai mult în Victoria, tine. Victoria, ai fost la lucru? Ține microfonul așa frumos. Dar ce ai făcut în vacanța asta? Ce ai făcut în vacanță? Nu știu. Te-ai bronzat din câte vedem noi. Dragii mei, aici mai am o domnișoară ta de drăgălașă, te uiți puțin la mine? Ei, e mai rușinoasă. Bună dimineața. Bună dimineața. Cum te numești? Amira Maria Tătar. Amira Maria Tătar, unde ai fost plecat în vacanță? La mare, cu mami și tati. Ți-a plăcut? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult să faci acolo? Mi-a plăcut că not în mare. Cum au fost valurile, mari sau mai micuțe? Mai micuțe, la valul ăla unde nu știu un pești. Da, cei drept este foarte înaltă ea și valurile au fost chiar foarte mici față de ea, dar ne bucurăm că s-a simțit bine și s-a distrat. Mulțumesc, Daria, eu aici deja am o reporteriță în viitor, îți place să fii reporter? Da. Și aici mai avem, da, două și Victoria, aici mai avem un băiețel, bună dimineața, cum te numești? Darius Alexandru. Ai fost plecat în vacanță? Da. Unde? La mare. Ți-a plăcut? Da. Pe ce te-ai dat tu acolo la mare, cu mașinuțele te-ai plimbat? Da. Și cum a fost? A fost... distractiv, este adevărat? Bun, dragii mei. Aici mai avem un băiețel, cum se numește? Este și nou, din câte știu. Hai să vedem. Un băiețel roșca și drăgălaș. Te cheamă Matei? Îl cheamă? Sebi. Îl cheamă Sebi. Și câți ani ai tu, Sebi? Ne spui? Am venit 4 ani și-o... La mulți ani! Mai merge, dragii noștri, cu o altă grupă. Bravo! Ai avut pandă înaintea lui, bravo! Super! Mergem mai departe să cunoaștem o altă grupă de copilași care se pregătesc de începutul de an școlar. Dragii noștri, ne aflăm aici la cei mai mititei copilași din grădinița Bambi, la grupa Mini, Buburuzele. Avem, bineînțeles, și copilași care încă plâng, pentru că după o vacanță mare, până se acomodează, e absolut normal. Dragi părinți, vă liniștim. Este normal să se acomodeze mai greu, că sunt micuți. Alături de mine o am pe doamna educatoare Costea Adriana, care, de altfel, este și colega mea. Și o salut! Bună dimineața! Bună dimineața! Cum spunem, Sofie? Bună dimineața! Nu vreau. Cum spuneți și voi? Bună dimineața! Hai să spunem ceau, că e mai ușor. Spunem ceau? Spunem ales. Ciao. El este, cum te numești? Alex. Alex, el este frățiorul ei și sunt gemeni, foarte cumiți, dar acum au puține emoții. Cum te numești? Sofie, spune Sofie. Sofie o să vorbească. Bine, Sofie este puțin emoționată. Haideți să vedem cum te numești. Ea se numește, dar are niște codițe foarte frumoase și știu eu că o cheamă Iasmina. Îmi spui ceau? Nu, nu, nu spune acum, așa are emoții. Bună dimineața, cum te numești? Spune ceau. Spune ceau. Vorbește aici în microfon să vezi cum te auzi.
nu ne spune, este și el emoționat, dar aici avem Georgi, un băiețel tare cu minte. Da, construim aici frumos cu buleți, uite, mai pune, pune și asta, și asta, acolo așa, ușor. Bravo, cum te cheamă pe tine? Câți anișori au acești copii minunați, doamna educatoare Adriana? Ei sunt la vârsta de 2 ani, sunt primul an în colectivitate și, după cum vedeți, sunt foarte, foarte deschiși la joacă. Acum au emoții, într-adevăr, dar sunt sigură că pe parcursul întregului an școlar ei vor dobândi multe, multe aptitudini de, de socializare, să zic așa. Această vârstă să lucrați cu, cu ei, pentru că nu e ușor. Eu cred că este cea mai frumoasă vârstă la care poți lucra cu copiii, deoarece practic lucrăm cu suflete și mi se pare, mi se pare ceva nobil să, să ai, exact, să ai această ocazie. Mulțumim tare mult! Noi, doamna educatoare, vă dorim mult succes în acest an școlar. Răbdare nu vă urez, pentru că știu că aveți, este o educatoare extraordinară, nu vreau să-i fac reclamă, dar chiar este o educatoare minunată, cu un suflet mare și care are multă, multă răbdare și tocmai din acest motiv, după cum îi vedeți, e chiar dacă dimineața mai plâng, dumneavoastră se ocupă foarte bine de ei și se joacă, iar ei uită, iar timpul trece mult mai ușor și mai repede. Imediat vom chema alături de noi pe cineva, rămâneți aproape să vedem despre cine este vorba. Dragii noștri, alături de noi am invitat-o pe doamna director, profesor Corina Istrate, să ne spună mai multe lucruri, pentru că nu este ușor să fii director de o grădiniță, având în vedere că sunt copii mulți și ne este foarte sufletistă și cu mare, mare dăruire și cu primire pentru copilași, care, bineînțeles că nu este nici ușor să-i primești alături de, într-o grădiniță, alături de educatoare, să fie la o vârstă micuță, fragedă, și să-i faci să se acomodează cât mai repede, pentru că nu e bine să sufere, sunt micuți totuși. Dar să se ne spună mai multe dumnea ei. Bună dimineața, doamna Corina! Bună dimineața! Mă bucur foarte mult că avem asemenea invitați în grădinița noastră. Mă bucur că sunteți alături de noi la un început de an școlar. Aș vrea să vă prezint în câteva cuvinte viziunea grădiniței noastre, misiunea acesteia și ce anume este nou pentru anul școlar 2016-2017. În primul rând, viziunea grădiniței noastre este educat pentru a reuși, iar misiunea este furnizarea serviciilor educaționale de calitate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 6 ani, prin îngrijirea, stimularea potențialului acestora și educarea lor într-un climat prietenos și atractiv, prin, evident, profesioniști care pun în centru copilul și care construiesc prin cooperarea cu familia. Ce aș putea să vă spun legat de ceea ce facem noi aici? Foarte important este faptul că la noi în grădiniță totul pornește cu și de la copii. Îi ascultăm, îi observăm, îi înțelegem, dar preocuparea centrală este starea de bine și evoluția fiecăruia dintre ei. Cu toții știm că cel mai bine copilul învață prin joc și acțiune. De aceea noi am pus la dispoziție variante de
joc, care să fie organizate în centrele de activitate din grupă, din interior, sau în cele din exterior. Anul acesta, și nu numai, pe lângă activitățile prevăzute de programă, ne-am gândit pentru completarea educației copilului să oferim părinților activități opționale. Anul acesta, care ar fi noutatea, faptul că preșcolarul are posibilitatea de a participa la început la activități demonstrative, în timpul cărora aceștia să înțeleagă dacă se menține interesul pentru disciplina respectivă. Vă dau un exemplu. Ședința de Aikido. Poate copilul nu știe foarte bine ce înseamnă Aikido, nici eu nu știu. Nici eu n-am știut, corect, da. Și atunci, pentru a veni în sprijinul acestora, dar și al părinților, ei au posibilitatea de a participa la o activitate demonstrativă. Și dacă îi place ceea ce se întâmplă în timpul acelei ședințe, evident, el poate să se înscrie. Dar, de asemenea, prin intermediul instructorilor specializați, oferim părinților informații utile legate de perioada potrivită pentru începerea studiului unei anumite discipline, precum și metode de consolidare sau de susținere a acestor activități în cadrul familiei, pentru că nu e suficient doar ceea ce facem noi aici la grădiniță, poate într-o singură ședință pe săptămână, e important să continuăm aceste activități prin anumite metode pe care profesorul, instructorul ni le poate sau le poate furniza părinții. Este minunată această oportunitate pe care le oferiți părinților, nu-i așa, George? Da, într-adevăr, și cred că părinții ar fi interesați și să ne spuneți puțin despre cam ce se învață în perioada aceasta 2016-2017 la grădiniță, de exemplu pentru copiii care se pregătesc în curând să meargă la școală, sunt chiar preșcolari. Ce pregătește grădinița pentru acești copii ca să se pregătească de școală? În primul rând, trebuie să avem mare grijă noi, cei care formăm copiii, educatorii, pentru ca acesta să se încadreze în condiții optime în clasa 0, atunci când el pornește spre școală. Trebuie să urmărim în primul rând ca intrarea lui în școală să nu fie un șoc. Și atunci, în grupa mare, în fiecare an, noi pregătim un parteneriat la nivel de grupă cu școala. O școală, clasa 0 din școala respectivă, și împreună cu aceștia, preșcolarii grupei mari au diferite activități pe care le stabilesc în cadrul unui proiect. Exact, merg ei la școală, văd ce înseamnă școala, nu vor fi introduși pentru prima oară atunci în septembrie. Exact, exact. De asemenea, vin școlarii aici la noi, au activități împreună, dar au și o activitate împreună cu școlarii, deci la școală, stau și ei în băncuțe, doamna învățătoare îi prinde și pe ei în activitate, în așa fel încât aceștia să fie cât de cât familiarizați cu școala. De asemenea, noi am sugerat întotdeauna părinților ca înainte de a duce copilul la școală, să-l ducă pe acesta, eu știu, să vadă măcar o dată, să meargă cu el în vizită la școală, să-i prezinte școala și înainte de septembrie, pentru că avem vacanța aceea iulie-august, să facă câteva drumuri pe lângă școală și să-i spună, uite, acesta este spațiul în care tu vei învăța din septembrie. Nu vei mai merge la grădiniță, ci vei merge la școală. Dar în programa grădiniței, ce se predă, ce învață educatoarea viitorul copil de clasa 0? Ce învață el ca să fie pregătit? Activitățile pe care educatoarea le susține la grupa mare sunt prevăzute în curicula națională. Respectăm această curiculă, chiar dacă noi suntem o grădiniță privată, dar suntem autorizate de către Ministerul Educației. Deci sunt activități identice cu cele prevăzute și susținute în grădinițele de stat. Doamna director, câteva
tulburări celor care ne privesc, așa ca și început de an școlar, dacă aveți? Sigur că da, în primul rând mult succes în noul an școlar, putere de muncă, sănătate și multă, multă răbdare. Mulțumim tare mult, dragii noștri, și noi, și eu și George, vă dorim mult succes în acest an școlar, să fiți pregătiți mereu și să învățați, dragi copii, cei care sunteți la școală, iar cei care sunteți la grădiniță să le ascultați pe doamnele educatoare, pentru că nu vă vor decât binele. Da, mulțumim mult de tot! Da, dragii noștri, ne vedem în câteva secunde! Dragii noștri, ne apropiem de finalul emisiunii, dar de începutul noului an școlar, asta să nu uitați. A fost o zi foarte frumoasă de grădiniță, să ne amintim cum e să fii la grădiniță. Iar în mijlocul lor n-ai cum să nu zâmbești. Iar în speranța că dumneavoastră, cei de acasă, sunteți pregătiți pentru noul an, începerea noului an școlar, deja George face, luni, adică mai aveți mâine timp să vă distrați, dragi copii. Să vă pregătiți ghiozdanul, puneți frumos, cum a spus și Iris, da? Luca a zis să vă puneți lanternă și a zis lanternă și bani. Voi să nu uitați sandwich-uri, șervețele umede sau așa cum a zis el, să puneți caiete, să vă puneți creioane colorate, plastilină, tot ce e ce ne și e necesar. Și cel mai important, George, ai uitat să pregătiți pe luni ceasul pe care cu toții adorăm. Da, când sună la ora 8 dimineața, trebuie să fiți la școală de luni. Dragii noștri, vă urăm mult succes în acest an școlar, multe reușite, multe diplome, premii și tot ce vă doriți. Să fiți ascultători, să ciuliți urechile și ochișorii, să deschideți mare, mare de tot, pentru că o să învățați multe lucruri frumoase și lumea școlii este o lume minunată. Întotdeauna, începutul de an școlar, începutul de grădiniță, sunt niște momente extraordinar de importante în viața noastră. Explozie de bucurii și emoții, plin de buchete de flori în tot orașul. Așa este și sunt foarte mulți oameni care or să ne înconjoare cu foarte multe, multe informații bune și frumoase. Rămâneți alături de noi în fiecare sâmbătă de la ora 10 la Trăistuța cu povești. De acum înainte ne-am întors cu multe, multe surprize și mulți invitați care vor fi la noi în emisiune. Dragii noștri, mulțumim sponsorilor emisiunii. Mulțumesc, Georgi. Mulțumesc frumos, Andrada. Mulțumim frumos, dragii noștri, că ne urmăriți în fiecare săptămână. Noi vă dorim în continuare un weekend minunat și ne vedem săptămâna viitoare. Ciao! Povestea continuă!